Compania de transport public din Iași a primit premiul 3 pentru eficiență în transport urban la Gala Transit, care a avut loc pe data de 9 noiembrie la Cluj-Napoca. Acest premiu reprezintă recunoașterea eforturilor echipei dedicate și pasionate a Companiei de transport public Iași pentru a asigura un transport sigur și eficient în oraș. Este o recunoaștere a faptului că totuși compania de transport public este pe un drum ascendent și este vizibilă la nivel național prin revistele de specialitate. Anul acesta a fost locul 3. Ne bucură, dar ne și obligă acest premiu. Sperăm să rămânem în continuare în topul companiilor de transport public din țară și să oferim servicii mai bune clienților. Acum e și gratuit pentru persoanele în vârstă. Nu, n-avem ce spune. E foarte aglomerat pentru că e un oraș mare, sunt foarte multe autoturisme, sunt foarte mulți elevi, studenți. Da, asta sunteți mulțumite de tramvaile? Da, sigur că da. Da, eu cel puțin da. Dar este un transport eficient? Da, este. Da, e bine, e un lucru bun. E un lucru bun. Da, orașul s-a îmbunătățit în ultimul timp, dar s-a și aglomerat. Așa că nu, transportul este cum este, circulă, nu e nicio problemă. Iașul are un transport public verde, deoarece deține 32 de tramvaie moderne și 44 de autobuze electrice. În următorii 2 ani, compania își propune să mai achiziționeze încă 16 tramvaie și 25 de autobuze electrice.